Tare, Bogdan! Tare! La grupul școlar de construcții din municipiul Târgoviște, copiii și tinerii au încercat să demonstreze că sunt cei mai buni pompieri. Au alergat cât de repede au putut, au predat ștafeta și au trecut de obstacole. Cele 5 echipaje formate din elevi cu vârsta între 10 și 15 ani au luat parte la faza județeană concursului Prietenii Pompierilor, organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița la grupul școlar de construcții Nicolae Mihaescu din municipiul Târgoviște. Concursul a constat într-o probă teoretică și două practice. Avem 5 echipaje prezente, avem 3 probe, este o probă teoretică și 2 probe practice. Proba pista cu obstacole și încă o probă practică, pista 400 de metri cu obstacole. Sperăm să câștige cei mai buni. Cei mai buni pompieri s-au dovedit a fi elevii școlii din Buciumeni. Pe locul 2 s-a clasat echipajul din Titu, iar pe 3 școala Coresii din Târgoviște. Obiectivul concursului este de a-i pregăti pe copii să acționeze împotriva incendiilor, dar este și un bun mijloc pentru a face mișcare și pentru a învăța ce înseamnă curajul și spiritul de echipă. Reprezentanții compartimentului pentru pregătirea populației din cadrul ISU Dâmbovița îi așteaptă pe elevi când vor crește să le devină colegi. Din ce ați văzut până acum, se pot dovedi pompieri buni? Eu zic că unii dintre ei vor fi pompieri foarte buni. Nu treci cu un raportez? Tare! Trage tare de ele! Bine! Bine! Bine!